Eu nu înțeleg! Unde este ea? Acum înțeleg din ce cauză Melissa se ascunde de ea. Ai spus ceva despre Melissa? Nu, stai un pic, n-am spus nimic despre ea. Ți s-a părut? Dacă mai spui odată ceva despre Melissa mea, știi ce-ți fac? Probabil îmi va da o păpușă. Îți voi da un băbârnac. Uite așa. Mi-ai explicat foarte clar. Uite ce-a făcut. Am căutat-o peste tot. Deci, Melissa nu este în casă. Păi asta ți-am spus încă din start. Melissa nu este acasă. Atunci, unde este ea? Dar tu calmează-te și noi ți vom spune în detaliu. Pe unde umblă furișeii ăștia? Unde e? Aici. Uite aici o băutură pentru tine. Să te recorești, te reci din frigider. Dar ce-i asta? E un iaurt! Iaurtul e bun! E pentru sportivi! Eu tot la asta m-am gândit! Și eu sunt un pic sportiv! Și cu ce te ocupi? Șterg singur praful prin casă! Iată că acum te-ai liniștit, putem și să discutăm! Melissa nu este acasă și foarte probabil că ea astăzi nici nu va veni. Da, foarte probabil că astăzi nu o mai vedem pe acasă. Păi dacă așa, este probabilitatea cât de mică să se întoarcă acasă. Dar sunt foarte puține șanse ca ea să vină astăzi acasă. Îți spunem noi. Atunci eu rămân aici. Pentru că dacă plec, voi iarăși învețim cu ea ușa. Pentru ce să stai aici? Mai bine te întorci mâine și atunci ea poate va fi acasă. Auzi, nu mă enerva. Eu decid, nu tu. Dar eu nu am nimic împotrivă. Doar așa ziceam, acasă oricum e mai bine decât în ospeție, nu? Dar lasă omul, nu-l alunga. Lasă să se acomodeze. Și în general, hai un pic să ne plimbăm. Acum și venim. Cu ce să mă ocup? Unde e televizorul aici la voi? Eu nu înțeleg din ce cauză tu i-ai permis ca el să rămână la noi acasă. Tate, de altfel nu mai scăpam de el așa cu una cu două. Și Melissa să stea toată noaptea și toată ziua în dulapul acela? Lasă, tate, poate satură odată și odată și pleacă acasă. Ce? Cred că se plictisește el. Sperăm să funcționeze planul ăsta. Important să nu ne răscolească toată casa și să ne dea cu fundul în sus. Unde este televizor? Aici. Unde este telecomanda? Aici erai tu! Pornește-te odată! Ce ai? Bateriile sunt ok? Direct în țintă. Ăsta, da, sportiv. Ce s-a stricat? Ce s-a auzit? Sticlă! Vreun geam? Tati! Televizorul nostru! Ce ai făcut? Cu ce te-a încurcat el? Ce ți-a făcut el ție? Fie din. L-a făcut bucăți.
Eu nu înțeleg din ce cauză așa agresivitate cu toate obiectele din casa noastră și din curte. M-a scos din sărite. Nu funcționa. Și dacă noi îl scoatem așa din sărite pe el? Zburăm ca și telecomanda. Nu stăm liniștiți. Acum măcar așa arată. Înainte era doar negru. Aha. Zici că e ghirlandă. Uite cum luminează. Așa. Eu m-am plictisit. Unde este Melissa? Eu unde se plimbă? Ah, ți-am explicat. Nu știm unde a plecat. Nu știm cât timp a stat acolo. Și nu știm când se va întoarce. Iar tu aici deja te plictisești. Poate totuși merge acasă și când ea vine înapoi, noi te anunțăm. Ne lași numărul tău de telefon și cum vine, imediat te sunăm, fără ezitare. Am spus că de aici eu nu plec și basta. Nu, nu, noi nu insistăm. Dar voi ceva mâncare aveți în casă? Uite chiar am vrut azi să gătesc ceva și ai venit tu, ai dat bozna așa peste noi și ne-ai stricat toate planurile. Nu avem mâncare, dar ceva de ciugulit este. Dar produse din care să faci mâncare sunt? Sunt! Mă duc să văd la bucătărie. Stai, să merg și eu, să văd cum gătești. Eu niciodată nu mă uitam cum Ani gătește mâncare. De parcă ce acolo e? Vino aici, uite avem câte ceva. Poți să servești. Stixul! Ce bun! Poți să le mănânci pe toate! Mai sunt! Dacă trebuie, mai cumpărăm! Uite, mai am și fructe acolo, să văd! Și e drept că doar un măr a rămas. E bine și unul. Dar o ciorbă în casa asta este? Eu sunt obișnuit în fiecare zi să mănânc, la timp. Ciorbă n-am reușit, doar fac imediat. De care vrei, ardelenească, ciorbă de burtă, de vită, cu tăiței de casă, zeamă! Atâta vorbă raie, hai că-mi fac eu singur! În primul rând am nevoie de cratiță. Asta e bună! Uite aici, sunt cartofi. Trebuie să-i curățim. Nu-ți băga nasul. Fac eu singur mâncare. Până acum tu trebuia să faci. Apă. Dă-mi coarce cartofii. Ce bună supă voi face eu. Nu arde pernească. Chinezească, sau cum se mai numește. Ei. Dar de curățat ai uitat. Ți-am spus să nu te amesteci. Sigur, gata, tac. Ce aveți voi în frigider? Nu aveți nimic, ci doar iaurt? Tentacule, nu? Cârnăciori? Cârnăciorii nu sunt sănătoși? Ăștia-s cârnăciori de casă! Poți să servești și ai să vezi 100% bio! Asta va fi pentru mâine dimineață! Cici! Ce bine miroase! Din asta voi face supă! Și apropo, adă-mi forez! Da, 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 imediat! De care? Bob lung sau rotund? Rotund! Bine!
supă cu orez? Mai repede! Cât pui? O lingură, două? Lasă-mă tu cu lingurile! Tot! Eu știu cât să pun! Acum! Asta da supă! Am văzut afară că aveți o plită! Mergem acolo să-l gătim! Pam, pa, 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 pam, pa, pa. A făcut ciorba! Ce bine miroase! Mănânci tu? Parcă aș gusta, știi? Arată bine! Deși la început, cum trândeai ingredientele acolo, nu prea credeam că o să-ți iasă ceva. Să aduc farfurii? Da, și mai repede. Și linguri. Oare ce gust o avea acea ciorbă? Poftim? O să-ți dau doar o lingură de supă și o să mai ceri. Și paste. Ține. Mulțumesc. Nu, eu mănânc direct de aici. Și o să încapă tot? Da, încape. Atunci poftă bună! Mulțumesc! Cât nu ar părea de straniu, dar ciorba e foarte gustoasă! Sau eu eram flămândă? Ce bună! Cu siguranță e delicioasă! Te-ai săturat? M-am săturat, dar aș vrea o cană de apă. Hai că ți-aduc. Bei apă și după asta pleci acasă. Mai vedem noi. Hai că până vii tu mor de sete. Poftim. Mai vreau un gocană. Bine, îți aduc. Nu se mai potolește. Să pleci mai repede acasă. Poftim. Domn capi atâta. Mai ia de una. Mă duc. Vin. Mai adă una? Știi ce? Eu, dar nu poți să te duci tu singur să bei. Tu te umplu din colo încoace. Mă duc. Asta-i cană. Acum mi-am potolit setea. Cum? Chiar așa și ai spus? Singur se ducă să-și ia apă? Da, și îți imaginezi? A fost și-a băut! Unul ciorbie? Da! Știi ce? Eu da m-am cam săturat de el. Uh-huh. Trebuie ceva să facem. Deja e seara, noptează și el încă tot stă aici. Iar Melissa, coana, stă ascunsă. De parcă am fi noi prizonierii lui. Dar nu Melissa. Știi ce? Melissa a făcut burăboața. Lasă-o și să o descurce. Da. Trebuie să vorbim cu ea. Lasă să-i explice și să ne lasem pace odată. Corect. Tu du-te și explică-i lui, iar eu mă duc să vorbesc cu Melissa. Dar de ce eu să vorbesc cu dânsul? Hai mai bine tu, tu ești băiat. Bine, hai. Ei, cum te cheamă? Ia, mami vrea ceva să te întrebe, să discute cu tine. Ce vrei? Păi
jucăm ceva, să nu treacă timpul așa în zadar, până vine Melissa acasă. Îți spun eu un joc, îți spun și regulile. Cine tace, bine face. Ei, și tu, hai un joc de masă, de exemplu, a? Să ne jucăm. Hai să ne gândim. Melissa! Ce s-a întâmplat? În afară de faptul că hipopotamul ăsta tău ne scoate din sărite, nu s-a întâmplat nimic! Atunci ce vrei de la mine? Du-te și discută cu el! Dar mai răbdați încă un pic! Se va sătura și apoi va pleca! Tu nou de la bun început ne tot promiți că va pleca, dar el nu pleacă! Hai să facem arm wrestling! Dar eu sunt fată! Nu sunt concurent pentru tine! Uite ce mușchi ai! Mai bine un joc așa ca să treacă timpul mai rapid. De exemplu, Melimi. Stai puțin, am o propunere. Să nu ne jucăm așa pur și simplu. Ce propunere poți ai la așa un joc simplu? Păi la ce jucăm? La nimic? La nimic? Eu propun să ne jucăm la băbârnaci. Cine pierde va primi un băbârnac. Ce? Să primesc un băbârnac de-al tău? Nu-ți face griji, nu voi da tare, voi da mai încet. Ei, dacă zici, putem încerca. Melimi, te-am bătut. Numai nu da tare, hai. Hai, pune fruntea la bătaie. Melissa, hai ieși. Tu ce, propui să ies de aici și apoi eu lui să-i zic că m-am ascuns tot acest timp în casă? Auzi, Melissa, ce face el cu noi? Melissa, fă ceva, eu nu știu, ieși și vorbește cu el! Ce? Ne mai jucăm o dată? Nici nu știu, parcă n-aș mai vrea. Știi ce? Asta a fost propunerea ta să ne jucăm. Hai! Melimi! Mă te rog, mai încet! Mai încet? Ho-ho! Îmi sporci capul! Ok, și imaginați-vă cât de enervat va fi el când va afla că eu sunt acasă, iar voi în tot acest timp l-ați mințit. Bine, știa convinge, Melissa. Ce să facem noi cu el? Cum să scăpăm, Melissa, că ne distruge? Nu-ți imaginezi ce ne face el prin toată casa nouă? Hai încă o dată! Nu, mulțumesc! Deja îmi crapă capul! Ajunge! Promit ultima dată! Dacă tu câștigi, îmi bea și tu mie un băbârnac și vom fi la egal! Bine! Ultima dată! Melimi! Nu, nu mai rezist! A scăpat degetul! Cred că am deja comozii cerebrale, gata! Lăsăm jocul ăsta, nu-mi place! Ok, Melissa, de fi nouă dătoare! Bine, hai! Ce? De ce ai deschis ușa? Auzi? Adam, te rog powerbank-ul! Mi s-a descărcat telefonul! Știi ce, Melissa? Lasă tu powerbank-ul și telefonul! Ok! Aveți grijă de voi! Ohoho! Oare dacă o să beau o pastilă, îmi trec durierile astea? Unde se aude așa gălăgie? Mami, tu te auzeai? Dar tu pe unde umblai? Unde ai fost? Cum unde? Am stat la baie. Ceva am mâncat eu. Și nu mă simt chiar bine. Știi? Noi ne-am distrat foarte bine. Vrei și tu să te joci cu mine? Eu așa jocuri nu practic, mie îmi place alte distracții, nu știu, de exemplu, un joc de masă dacă vrei, a? Ce zici? Da ce? Jocul ăsta e distractiv! Hai să încercăm o rundă! Lasă că am auzit eu cum voi aici vă distrați! Ok, eu plec! Am o discuție cu cineva la telefon. Dar stai, dacă pleci, acolo e ușa. Aici e în casă. Păi stai, tu singur ai spus că pleci și acum nu mai pleci. Apreciază-te și tu, că
și noi știm ce face. Până Melissa nu se întoarce acasă, eu nu plec de aici. Da, stai, stai cât vrei. Stai așa. Capul nostru. Ce-a spus Melissa? Lasă, ce-a spus Melissa? Din ce cauză tu îl inviți să-mi dea și mie băbărnaci, mami? Știi ce? De fapt, tu trebuia să fii în locul meu aici. Să te joci cu el. Ai un cucui cât jumate găleată? Și mai crește încă. Și mă doare. Trebuie să pun niște gheață. Mai bine să-ți pui o pălărie. O să stea așa ca pe clopoțel. Cum ai putut să faci una ca asta? Tu trebuia să stai aici, iar eu să vorbesc cu Melissa. Mami, hai nu mai fi și tu așa de supărăcioasă. Ce a fost, a fost, a trecut deja, gata. Chiar nu mi-a trecut deloc, încă mă doare. Uite ce cucui am. Dați-mi cu acei telefoanele. Dar cu ce ocazie să-ți dăm lucrurile noastre personale? Eu nu m-am exprimat bine. Dă-mi cu acei telefonul, gâscul. E al meu. Te-ai ridicat imediat în picioare. Dar eu n-am nevoie de telefon, aici nimic interesant. Îl poți lua. Așa, arată mușchii de la mână. Dar eu nu fac sport ca tine. Mușchi ca mușchi. Mie mi-ajung. Sunt puternică. Arată mușchii. Poftim. Ce e asta? Și greierul are mai mulți mușchi decât tine. Bună poantă. Hei tu, balonule. Arată tu mușchii. Dar pentru ce să arăt eu mușchii? Ce, suntem aici la defilare sau ce? Sau arătăm moda? Lasă mușchii mei cum sunt, așa sunt. E suficient de mult. Voi ce? Aveți zopuri în urechi? Vine lângă mine, am spus! Doar că nu... Gata și... E clar cu voi. Sunteți niște papă lapte. Acum, după mine, să facem sport. Da eu n-am nevoie de sport, ce? Dimineața se face sport, nu seara, după ce mănânci, că nu se face așa, ce? N-am nevoie de sportul ăsta. Dacă e sport, e sport. Mergem toți la sport. Hai, mami, mai repede. 541, 542, cam puțină greutate. Luminița, urcă pe spatele meu. Neapărat trebuie să mă așez? Mai puțină vorbă! Hai, că nu avem timp! Bine! Hai! 601, 602, 603, 604... Ajunge! Gata! E suficient! Bine! Acum este rândul tău! Hai, la flotări! Eu n-am să pot nici măcar una să fac! Am zis să te pui să faci flotări! Bine! Oi să încerc. Și eu urc pe spatele tău. Ce? Eu nici așa măcar nu pot. Câte kilograme ai, Toni? Hai, încordează mușchii cei de greie. Nu pot. Hai, mami, fii bărbat. Dacă pun efort, mai rău mi iese. Nu pot. Tati, vino locul meu. Poate tu reușești să faci măcar o flotare, să te vedem. Eu cu mare plăcere, doar că, uite, chiar acum, câteva zile urmă, am avut o traumă sportivă și am câteva săptămâni de recuperare la spate. Nu pot, nu am voie, eu vreau foarte mult. Ce fel de antrenament e ăsta? De ce mă legi? Vei vedea. Am nevoie de greutăți, dar voi nu aveți nimic în casa asta. Și eu ce sunt la tine? Aparat multifuncțional de fitness sau ce? Ți-am zis, am nevoie de greutăți. Oho! Melissa, asta eu pentru tine mă antrenez. Poate vine Melissa deja acasă! Uite ce face de noi! Mami, te parchești o râmă pe jos? ia vină tu încoace! Atenție, nu mă scapi!
Dă-mi drumul jos! Taci odată! Trebuie să mă antrenez cumva! Adio! Hai, coboară! Vai! Mai sunt exerciții dintre astea? Mă mai gândesc! Un pic am transpirat! Aveți voi duș în casa asta? Da, drept înainte și la stânga ori la dreapta. Îți alegi singur. El pur și simplu m-a aruncat așa în pat. Puteam să-mi rup spatele. Ce pădure într-o parte aici. S-a dus. Mami, unde ești? Mirlița e dragostea mea și furulia nu pot rezista. Și dacă nu este... El cântă! Uite! Despre Melissa! Vreau să vedem ce face Melissa. Ori cum e acolo? Poate totuși vrea să iasă, să discute cu el. Important să nu ne îndumne casa. Scăldatul ăsta lui.